Cei mai aprici lupi din concursul de astăzi, clasa Strobe în zonă pe felie! Aplauze Sibiu! Sibiu este viu! Johnny Walker navighează în siguranță la început. Acolo, undeva în spate, ia uitați-l pe Alfredo Gomez! Andreas Bettenbichler și el, Graham Jarvis, cu nimic mai prezos. Și numărul 33, Manuel Bettenbichler, Paul Bolton și el, alături de noi. Numărul 32 este și el, Jonathan Richardson, al doilea calificat de astăzi. Nu uitați de Chris Birch, cel mai prietenos rider de la fața locului. Și numărul 8, Blake Kutsaith. Numărul 7, vine acum Philip Scholz. De asemenea și ceilalți, numărul 31, Fred Van Eiffel, numărul 11, Lars Enneke, numărul 22. David Ciprian, numărul cer, a fost numărul 22. Deja a ajuns aici în spate, la urmă, este fantastic ce fac băieții ăștia. Nu există chicken line pentru ei, este o urmărire. O luptă pe viață și pe moarte, cum ar spune Cristian Sofescu, doar el este aici. Viteză și de fapt nu zona asta a traseului de pe lângă zid, bateria riderii și ce se întâmplă aici în mijlocul traseului, miezul evenimentelor, unde mai avem numerele 20, 25 și 29, adică Marco Prodan cu numărul 20, Eric Rosen din State cu 25 și cu 29, Shane Moss din Australia. Între timp privit-l cât de lejer merge Johnny Walker, Alfredo Gomez, keeping it real cu numărul 16 pe poziția a doua momentan. O să avem și pe ecranul cu LCD intermediarele, rezultatele. De asemenea, cu numărul 32 merge foarte bine Jonathan Richardson, al nostru fermier, model care crește găini. Nu-i nicio rușine, este o slujbă onorabilă. Îl avem pe numărul 6 în fața noastră, Chris Birch, din Noua Zeelandă, cel care ne spune că an de an merită să facă excursia până aici. Și așa, Johnny Walker pe 1, pe locul 2, Alfredo Gomez, pe locul 3, Andy Lettbichler, pe 4, Graham Jarvis, și apoi, dacă nu vedem bine atunci până acolo, contează. Adică nu-i nevoie să mai spun el mare lucru, pentru că acest băiat vorbește la sine, voie să spună de fapt din gură absolut nimic, pur și simplu un tap ce vrei să facă mai bine. Tot din bine că află și puțin la să-și împune căștile alea. Nu ca și foarte, foarte mult în concurs, dar mai dau cu un cap de grindele de aici, din paralele. Și Johnny Walker, ultra fast, deja la treia sa cură. Johnny Walker, Alfredo Gomez, Andy Lettbichler, Graham Jarvis, Manuel Lettbichler, care a fost Paul Bolton și Jonathan Richardson. Chris Birch pe 8, Blake Kutsaith pe 9. Și pe 10, Philip Scholz, unde o fi numărul 10, Rin Quinstra, unul nostru prieten. Îl salutăm pe Rin și ne-l vedem. Oh! O mică îmbârnicătură acolo, sub prima paralelă. Oh, numărul 33 a depășit acum Manuel Bittler, tinerelul care se dă foarte, foarte bine. Jonathan Richardson și el nu se lasă mai prejos, depășește-i, dă blană! Chris Birch până poziția 8-a, momentan. Blake Kutsaith navighează în siguranță. Este pe poziția 9-a. Acum, atunci de probleme aveți ca public, nu mai știu de să vă uitați
pentru că sau iar cele faine aici pe condusele din lemn din spatele nostru de lângă zidul cetății sau se întâmplă chestii faine din nasul vostru lângă elementul Sibiu, pe elementul Sibiu, drona la tablă pe Johnny Walker care nu se lasă, nu se lasă, nu se lasă, dar îl avem acolo și pe numărul 3, Wade Young, îmi place să țină pasul și el, Wade Young pe poziția 12 cu o tură în urmă momentan. Să nu uităm totuși că acest prolog este cu rol demonstrativ, este un cadou oferit de Red Bull Romania publicului din Sibiu pentru bunătatea lui și pentru că este o foarte bună gazdă, an de an, dar adevărul se va arăta în zilele de off-road. Mâine, voi mâine, răspoi mâine și sâmbătă, de anul acesta avem baza aici în Sibiu, etapele încep de lângă Sibiu, se termină lângă Sibiu. Vă spuneam că în prima zi mergem și urcăm în munții Lotrului, apoi în ziua a doua urcăm până sus în Poltiniș, în ziua a treia tot pe Valea Oltului, dar pe cealaltă parte a râului și în ultima zi de la Câinenii Mari ne îndreptăm către Cușterița pe un traseu scorbocheat de pădure, combinat de canioane. Ce frumos merge Black Moonside cu numărul 8, pleacă la fix capul exact cum trebuie și sabia nu-l taie. O depășire acolo în forță, pe lângă zidul cetății. Și Johnny Walker, într-un galop de sănătate, destul de singurel, Johnny Walker, Alfredo Gomez la distanță bună în spatele tău, dar ce frumos pe și Alfredo, cât de fluid. Acum vedem de fapt ce am pierdut anul trecut când Alfredo s-a accidentat, n-a putut să mai ia parte în întreaga cursă. Va fi fără doar și poate un duel pe cinste anul acesta. Wade Young cu o tură în urmă, între timp ține pasul și Graham Jarvis. Graham Jarvis nu se poate face probleme pentru că și el se fizuie mai degrabă pe ce se întâmplă în off-road. Mă aduc aminte că riderii care se clasează pe locurile 1, 2 și 3 își pot interschimba pozițiile în zilele de off-road, adică dacă ești pe locul 1 la prolog, nu mai ești obligat să pleci primul și poți ales să pleci al doilea sau al treilea. Cel de pe locul 2 are a doua opțiune, iar cel de pe locul 3 depinde practic de alegerea celor doi din fața ta. Asta pentru că nu mai exista probleme. S-a mai plâns în trecut riderii că, deși sunt foarte rapizi, au un dezavantaj pentru că pleacă primii. Ei, anul acesta au de ales, nu e nicio problemă. Am făcut acest gest pentru rider și, bineînțeles, an de an, Red Bull Romania devine o cursă mai bună pentru că strânge de feedback de la participanți, de la public și de la organizatori de asemenea pentru a ameliora să face cursa din ce în ce mai bune. Impresionant Johnny Walker de neoprit, deja la cura cu numărul 6, posibil sau cu numărul 5, a 5-a cura Johnny Walker. Nu uitați de RedBullRomanian.com, unde puteți găsi link-ul către aplicația noastră de iOS și de Android, care vă dă informațiile în timp real cu update-urile cele mai proaspete și de asemenea transmisiile în direct, live, mulțumită partenerului RTS, care livrează internetul de mare viteză și puteți vedea transmisiile live atât astăzi cât și mâine, poi mâine, răspoi mâine și de asemenea și în ziua de finish de la Gusterița sâmbătă. Mai înainte s-au ofițit un pic unul în cazul Angeles, Fischer și Otto Freund, doi rider din Germania. Și cu 33, tânărul Manuel Lettenbichler, care se dă și el fără niciun fel de stres, se simte ca peștele în apă. Chris Bridge îl
dă silința veteranul raliului Red Bull Romania. O plăcere să-l urmăresc an de an. Philip Scholz, el merge bine, dar între timp pierde o tură în fața lui Johnny Walker. Ce frumos! Alfredo Gomez la distanță mare în spate. Îl avem cu numărul 18 și pe Andy Noakley, a fost ziua lui ieri și așa că să obțină o plasare bună în cadrul clasei Gold aici la Red Bull Romania. Se dă la mai multe curse de hard enduro prin România în timpul anului, are și o mașină aici, Andy Noakley. Și unor face ravazii pe Tinder. Nu contează, mergem mai departe cursa. Red Bull Romania 2015, prologul, deci practic desertul înainte de timp, antreul, dacă vreți, depinde cum vă luați masa. Paul Bolton cu numărul 4, cel care îl subestimăm an de an și spunem că